Un livrator din București a fost bătut de către doi tineri, care mai apoi au furat și pachetele cu mâncare. Alți doi bărbați au fost și ei complici la întreaga operațiune și au împărțit frățește prada. Conform mesajul.ro, în urma cercetărilor efectuate de polițiști, au fost identificați doi tineri de 18 și 21 de ani, bănuiți de comiterea faptei. Ulterior, în timpul anchetei, oamenii legii au stabilit că în urma unei înțelegeri prealabile, imediat după săvârșirea infracțiunii, bănuiții ar fi împărțit bunurile cu alți doi tineri, de 19 respectiv 20 de ani. Cei patru bănuiți au fost depistați și conduși la audieri, iar apoi au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală. Luni 3 octombrie anul curent, polițiștii din cadrul Secției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 4, au reținut patru tineri cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, față de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și complicitate la furt calificat. Cercetările au fost declanșate la data de 29 septembrie anul curent, când polițiști din cadrul secției 16 Poliție au fost sesizați prin sistemul 112 de către un bărbat angajat al unei firme de livrare mâncare cu privire la faptul că în jurul orei 1 noaptea, în timp ce se afla pe o stradă din sectorul 4 pentru a livra o comandă, două persoane necunoscute ar fi pulverizat asupra lui spray iritant lacrimogen, apoi l-ar fi deposedat de mai multe pachete cu mâncare. Cei patru bănuiți au fost depistați și conduși la audieri, iar în urma probatoriului administrat în cauză, aceștia au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către secția 16 Poliție sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și complicitate la furt calificat. Relatează mesajul.ro.